Situația este greu. În 3 zile, 110.000 de pozitive. Ieri aproape de 33.000 infecti și cu 331 de decesi. COVID, ordinul medicilor, blocare totale în țară. Analizarea datelor, în special pentru spitalizare și terapie intensivă. Walter Ricciardi, medico, spune: cu media attuale peste o lună am ajunge la inca 10.000 de morți. In anumite zone metropolitane bloccare trebuie facuta imediat. Aș fi făcut zone rosse Napoli in urma cu 2 settimane. 6 regioni in equilibrio dintre galben și portocalie. Astăzi vine verdictul. Veneto, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria și Campania rischia să schimbă zona. De fapt, Campania cu numeri nu pot să fi in zona galben. Trebuie pusă imediat in zona roșii. Guvernul intenționează să folosească MES. Nu tot lumea este de acord. Se știe că MES este un plan pentru să are banii de la Comitatea Europeană, planul pe care Italia nu pot să suport, pentru că de fapt nu știe cum să întorce înapoi banii. Situația este greu. Guvernul vorbește de ristoro, să da banii la cine închide activitate, dar de fapt unde iau banii?